Și zicând astea, ce am înregistrat până acum, cenușă în cap turnându-mi, înțelegând niște lucruri, prin ce am trecut, cine sunt și unde voi fi, nu știu, văd, înțeleg ce am zis, cine sunt, am înțeles unde sunt, unde voi fi, nu știu. Deci cine sunt, știi? Ok. Și clear-ul, vindeci, cum? Cum înțelegi că vindeci? Spui lucrurilor pe numele, spui, da? Că te faci de cacao, nu contează. Înțelegi niște lucruri, le spui, joci șah un fel de. Dacă nu înțelegi ceva sau nu ți se deschide într-o direcție, gândești mult și interesant, diferit, da? Schimbi percepția. Și se transformă, uite așa, fața omului. Are 8.000 de subscriberi și miliarde și nu știu ce. Și tu când înțelegi niște lucruri, după ce le-ai spus, le-ai spit all, le-ai scuipat, dai înapoi la. Te uiți la. Ți apare fața omului care tu înțelegi că prin fața asta s-a jucat. Omul poate nici să nu știe. Dacă știe cu bună voință, e și mai interesant pentru om, o să fie mai departe distracția. O ură și omul se negrește, stă în fața oamenilor, fața e deschisă, lumină puternică dinăuntru, ori nu e lumina dinăuntru, e lumina oamenilor care îl adoră, se uită, îl vindecă. Despre asta sunt. Higher Priest nu e, el vindecă, el știe, el deschide. Lumea în jur e, îl deschide, îl vindecă, duce în direcția care trebuie, da? Preoții cu burțile mari, da? Cine vis, da? Și lumea se adună în jur și era dat peste cap, de fapt, despre ce e. Ori lumea se adună să-l vindece, pe nenorocit, știi ce? Și când zic astea, le lămuresc în mine, vin răspunsurile, mă crucesc, da, crucefixe, crucefixe. Nu fac eu din asta, dar așa. Și dau să mă uit la chipul omului și, deci e luminat? Ei, vine lumina din jur, nu e din om. Lumina nu e din om, e lumina de afară. S-a aprins becul, punct, spațiu. Știi? Și lumea luminează din ca și cum se uită la om și se transformă, luminează, da? Când ești în atenția, da? Transformările se întâmplă. Și un fel de își dă seama. Un fel, oh shit, că nu e așa cum am crezut. De experiență personală. Și prins privirea, lumea scrie acolo, dar ce facem dacă ne lovim la nu știu ce? Dar ce fac când mă doare inima? Dar ce? E un fel de îngerii își bat joc. Sensul cel mai frumos de o experiență personală. Și te bagă în zăză băză și tu stai ca prostă și te simți deștept. Și, știi? Și văd pe ea, deci mă uit la oia, da? Și văd pe ea transformările care le-am avut eu și n-am, idee n-am avut, știi? Oh, shit. Eu de-aia cred că n-am intrat în online-uri, știi? Webinare și m-a păzit, nu știu, mintea mea înțeleaptă, nu știu ce să zic. Mulțumesc, țucă-ți mintea ta înțeleaptă, eu mie. Știi? Acolo e cel mai dur. Acolo e. Nu e cineva concret încă o dată, sunt energiile care fac mișto de om și în sensul cel mai frumos și cel. A, vrei să te joci? Hai. Te joci de a Higher Priest. A, okay. Te joci de a deștept. Experiență personală, ce să zic. A, le știi, tu le știi. A, ok, hai. Și intri în pământ, nu te iei de la capăt, te iei de cap, te iei de la capăt. Ok.